Legea antifumat, ce a intrat în vigoare de ieri, a stârnit deja nemulțumire în rândul fumătorilor, mai ales a celor de la sate. Obișnuiți să-și bea cafeaua sau să servească o bere la birt, oamenilor le vine greu să se abțină de la fumat și să iasă afară să-și aprindă o țigară. Se acomodează, dar nu foarte ușor. Lasă legea! Normal! Cine fumează? Nu! E de asta! Ce de fumează afară! Dar mai bine fumai o țigară în bar. Cine vine mai bine la bar? Depinde, de o bere, fumezi o țigară, nu? Să bei o cafea, fumezi o țigară, cum? Fumători sau nefumători, oamenii de la sate nu consideră legea a fi una bună sau măcar folositoare. Ba, dimpotrivă, în așa condiții, toată lumea are de pierdut. E bună legea? Nu e bună. Deloc nu e bună. Bună pentru aia care sunt nefumători. Da, fumători. Fumătura e monopolul statului. Păi cum e comis pe arde din... Ce veți face de acum încolo? Respectăm legea. Asta, dar nu mai vine la cârmă. Unde o pungă de cafea acasă și beau acasă de vespă și gata. Și îmi fumez. Cum e cu legea asta antifumat? Păi cum, e rău. De ce e rău? E rău, trebuie aici să beau bere, să fumez o țigară. Unde fumez? Mă duc afară, bate vântul, plouă, unde fumez? Totuși fumezi, nu? Fumez, cum? Și unde? Unde ești la țigară? Unde? Afară. Ce să fac? Dar n-ați fumez în bar, să vin aici, să mai... Nici nu știu cum să fac bani. Nu e bună legea, zici. Nu te rog chiar. De cât timp fumezi? Eu? 14 ani. Eu nu sunt fumător, sunt nefumător, dar nu-i bună dată legea. Deci fie clar. Deci, dacă așa te sub barul făcut de ori se pare pentru că ai fumători sau nicăieri, dar nu-i bun legea asta, cum adică la monopolul statului, deci fiind, și așa nu pierd tot statul? Bă, nu pierd, și patronul și tot, dar e de la... Cum vine? Deci asta e problema. Răgesc, dar nu vezi cum stau, valeu, nu mă las pe să rog, doar nu omor pe nimeni, nu? Mă omor singur. Serios, asta este, ar fi, eu aș fi de acord. Ei, voi spuneți, că nu mă pot să mă obligi să mă răzi ceva care m-am văzut de asta, nu? Unii se tem chiar că ar putea rămâne și fără partenerul de viață. Eu cu mine v-ați, da. Ea fumează, eu nu. Sau invers. Ce faci? Mergem la o creșmă, la o cafea, eu de-ați fumez, ies afară, lăs pe dânsa acolo. Stau acolo, mă întâlnesc cu alt coleg, hai cu mine la un rai club, mă duc în altă parte. Și mea rămâne singură. Și uitați. Uitați de mine, uitați de altă și pleacă. Nu mai suntem împreună. Poate duce la divorț. Poate duce la divorț totul, nu? Păi, posibil. În municipiul Botoșani, polițiștii locali au aplicat deja câteva avertismente încă din prima zi de când legea antifumat a intrat în vigoare. Au fost surprinse persoane care ori din neatenție, ori au mai pătruns, de exemplu, în spațiile din piața municipiului. Am găsit... Cei care cumpărau au intrat cu țigara. Spațiu închis înseamnă doi pereți și un acoperiș. Deci au fost sancțiunile la nivel avertisment. Deci nu la nivelul sumelor care sunt prevăzute de lege. Sancțiunile prevăzute de legea antifumat sunt drastice, atât pentru cei care sunt prinși că fumează în spații închise, dar și pentru administratorii de localuri publice. Astfel, un fumător care este surprins în timp ce fumează în spații publice închise riscă amenzi cuprinse între 100 de lei și 500 de lei. Asta în timp ce administratorii de localuri care permit fumatul se aleg cu amenzi de la 5.000 de lei până la 15.000 de lei. În plus, la a doua abatere li se suspendă activitatea. Iar dacă se constată că au încălcat legea și a treia oară, pot rămâne fără activitate.